Haideți să mai încercăm o dată chestia asta cu bună seara, vrumul din suflet, să ne animăm puțin, să există o comunicare între noi, să începem așa în forță, ca și cum eram 150.000 de oameni aici și apare cineva pe scenă și yeah! Eu sunt Cătălin, Cătălin, te iubim! Vreți să încercăm chestia asta? Hai, vă rog eu, din suflet, hai, la 3, da? 1, 2, 3, bună seara! Relativ bine. De când fac stand-up comedy, eu îmi pun o singură întrebare. Ce șanse am eu la o gagică în fața unui atlet? Pentru că vă dați seama, gagica aia îl vede pe ăla. Mamă, ce biceps, ce abdomen, mamă, cât de tare e ăsta. Eu fac stand-up comedy, ce pot să-i spun? Lasă-l pe el, curcă-te cu mine, o să fie super amuzant. Îți dai seama, gagica aia îl vede pe ăla. Mamă, ce pachet are ăsta, ne-o tragem toată noaptea. Da, lasă-l pe el! Culcă-te cu mine, o să te caci pe tine de râs. Un atlet cred că ar fi peste o gagică ceva de genul ăsta așa. Eu cred că aș fi cam așa. O știi pe aia cu mare? Ați fost vreodată într-o baie de aia cu senzor? Intri în baie, se aprinde lumina. Începi să faci pipi, se stinge lumina. Minunea tehnologiei. Bă, ce timpul trăim, ești nebun? Ai văzut cum te transformă în nazist? La un moment dat ascunde atât de bine senzorul ăla că încep să-l cauți ca pe acolo, ca un idiot. L-a pus, mă. Și ești dezbrăcat. Și dacă ești cu mai mulți bărbați, e periculos. Periculos al dreacu. Dar pe toți ne unește aceeași treabă. La un moment dat, în timpul nunții, va trebui să dansăm melodiile noastre din bătrâni. Melodiile noastre de la daci, cum ar fi Pinguinul. Sau Brașoveanca. Dacă nu știți să dansați aceste melodii, o să vă învăț eu în seara asta. Este foarte simplu, trebuie doar să folosiți un procedeu psihologic. Trebuie doar să faceți niște asocieri mentale. De exemplu, Brașoveanca e ca și cum ai proba femei. E asta, nu? Asta, nu? Asta, da? Și eu și fut. Mă rog! Funcționează! Funcționează! Așa funcționează și pinguinul, este matematică simplă, e dreapta, dreapta, stânga, stânga, înainte, înapoi și fut, fut, fut. Așa le-am învățat. Chestia rușinoasă este aia când zici, bă, dar cum o arăta eu ca femeie? Marșul de picioare, a? Eu aveam și un cântecel. Da, am zis că o să dau chestii din casă, da. Era un articol care spunea că îți poți da seama de bărbăția unui bărbat în funcție de anumite dimensiuni corporale. Dacă are palma mare, e mare. Dacă are nasul mare, e huge. Dacă are tapă piciorului mare, e negru. Și este o chestie discriminatorie, fiindcă sunt atât de mulți bărbați care totuși au palma mică, au nasul mic și au tapă piciorului mică și totuși o mare. Adică, dar cum poți să ducă ei să invită o fată în oraș când ei știu că fetele știu asta despre ei? Adică nu poți să te cenzurezi tot asta, să-ți bagi nasul, pui mâna spate. Ești cu mine la o cafea? Arată-mi nasul, mă, nu! Nu poți face asta. Probabil că ați observat că la viața mea am avut foarte multe prietene. Am avut 3 de sunt mai multe. Imaginar. Prima mea prietenă trăgea foarte mult de fiare, făcea Scandalberg. Vă jur, chiar făcea Scandalberg. Și am crezut că este foarte blând în pat. Când eram noi cu în pat, se uita în ochișelii mei, mă lăsa ușor, pe butică. După care m-a apucat de... El. Și te întorcea. Schimba viteza. Am spus că făcea Scandalberg. După care făcea treaba asta. Puf, te-am pus! Și vă jur, nu mi-am ținut niciodată mai mult respirația ca atunci. Cred că mi l-a rupt. A doua mea prietenă testa jocuri pe calculator, este o meserie nouă, se numește Game Tester. Eu am crezut că este foarte blândă, mă masa ușor pe butică, credea că e un mouse. După care și închipuia că penisul meu e un joystick. Nu trage, apasă că o să tragă. Și ultima mea prietenă a fost degustătoare de vinuri. A fost cea mai umilitoare experiență din viața mea. Fiindcă astfel de două măcar m-a atacat fizic. Asta m-a atacat psihic.
Avea un ritual al ei, avea ritualul vinului. Îl apuca, îl agita. Noastră toamnă? L-ai lăsat la maturat în chiloți? După care făcea treaba aia. Sec. Viță nobilă, dar cam necrescută asta. Să n-a ajuns la maturitate.